Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Wow Zodiac și mă bucur să fiu și astăzi alături de dumneavoastră. Pe data de 10 martie avem lună nouă în semnul peștilor. Este un moment foarte intens cu decizii. Vor fi decizii datorită acestei conjuncții cu planeta Saturn care vor avea impact pe termen lung. Dar despre toate aceste lucruri vom afla astăzi împreună cu invitatul meu, care este astrolog Astredamus, și ne bucurăm din nou să-l avem alături de noi. Bine ați revenit la noi în cadrul emisiunii Wow Zodiac și ne bucurăm să fiți astăzi alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Dragilor, după cum știți, pe data de 10 martie, la ora 11, vom avea lună nouă în Zodia Pești. Ca orice lună nouă, indică un început. Acum, pe de o parte este acest început, dar pe de altă parte Zodia Pești, iar Zodia Pești de obicei arată un final, un final lent, un final care pare să nu se mai termine, un final gen ceață. E o combinație cel puțin interesantă, mai mult aici este și Neptun acasă, e și Saturn, iar faptul că Saturn e aici ne arată că deciziile pe care le vom lua sunt foarte importante pe termen lung. Acum, un aspect iarăși foarte important pe care o să încerc să-l spun fiecărei zodii, dar e bine să-l rețineți de la început. Da, domnul profesor, așa este și eu vreau să mai adaug alături de dumneavoastră că este foarte importantă și această aspectare a planetei Marte, deoarece Marte ne indică eliberarea într-o anumită casă, iar faptul că noi avem lună nouă în semnul peștilor este exact momentul în care vom avea un nou început acolo unde avem fiecare semnul peștilor în astrograma noastră. Da, așa este. Așa este. Și să nu uităm încă un lucru important. Anul viitor, în martie, tot în această perioadă, dar anul viitor, aici va retrograda Venus și va aduce niște lucruri bune, inclusiv legate de acest început. Adică acest început pe care îl facem acum va fi un pic mai dificil, un pic mai greu, odată datorită blocajelor date de Saturn, pentru că el zice, cântărește cu înțelepciune, ia decizii încet, fără grabă, și atunci, chiar dacă noi vrem să grăbim lucrurile, Saturn nu ne va lăsa. Însă, ceea ce nu se va rezolva acum, în maniera pe care ne-o dorim, se va rezolva cu retrogradarea lui Venus anul viitor, când va retrograda din Berbec în Pești, aici. Și binele care nu-l vom avea în tot acest an, pentru că orice lună nouă aduce efecte pe casa respectivă pentru un an de zile, până revine din nou aici, luna nouă. Și de asta zic că binele care nu îl vom regăsi pe parcursul acestui an, pe acest domeniu de casă al fiecăruia, ne va fi dat anul viitor. Și mai mult, prin Neptun acasă, eu am mai spus acest lucru și până acum de multe ori, când a fost cazul, bineînțeles, Neptun în Pești aduce împlinirea viselor, dar acele vise, în ghilimele zic, nebunești, ireale, adică ireale de frumoase. Și cum este o ocazie fenomenal de bună de a începe împlinirea acestor vise? Pentru că este luna nouă acasă la Neptun și Neptun aici. Iar de anul viitor, deja Neptun intră în Berbec. Da? Deci e pe ultimele două grade. Iar aceste două grade anaretice, când sunt și ale planetei guvernatoare, da? În caz de față Neptun, ne aduc lucruri fenomenal de bune, fantastice. Mai ales când zic fantastice, și la Neptun e chiar real, e purul adevăr, lucruri fantastice. Așa este. Da. Ne putem lega totuși și de această opoziție pe care o avem cu luna neagră? Ne poate da senzația de provocare, mai ales că pe data de 10 martie avem și careul Marte-Uranus? Da, aici, da, într-adevăr. Foarte bine că a specificat acest lucru. Luna neagră ne va da sentimentul că, fiind și în fecioară, că știm exact ce vrem, că e ceva, luna neagră e
geniul din noi. Și atunci, la fiecare pe astrogramă proprie, dar această lună nouă ne dă senzația că știm exact ce trebuie să facem, pașii pe care trebuie să-i urmăm, exact tip fecioară, punct cu punct calculat la creion. Problema este că e în opoziție cu luna nouă din pești și aici va fi, să zicem, va ajuta și Saturn să tergiverseze lucrurile astea, adică să nu se îndeplinească în maniera logică și clară pe care o vedem cu luna neagră. Dar să nu uităm că mai importantă este luna nouă din pești, care înainte de toate înseamnă credință și dacă vrem să realizăm ceva, trebuie să realizăm prin intermediul credinței în primul rând și nu al logicii. Ori luna neagră va face vizibil acest aspect dintre logică și credință și importanța logicii, importanța credinței în cazul de față. Mai ales că dumneavoastră anterior ați menționat și de aspectarea împreună cu planeta Saturn și este foarte important de menționat că înainte pe 8 martie avem și o conjuncție Mercur-Neptun și atunci este foarte important, mai ales că după data de 11 Mercur va intra în semnul berbecului și cred că este foarte important, așa cum ați spus, să putem să ne menținem și să putem să facem o diferență clară între ceea ce simțim și ceea ce gândim. Să vedem cum este aspectat fiecare semn zodiacal de această lună nouă în semnul peștilor și începem cu primul semn, cel al berbecului și ascendent în berbec. Da, dragi nativi născuți în zodia berbec, pentru voi, faptul că luna nouă se produce pe casa 12-a e un aspect, am putea spune, ușor neplăcut, pentru că există o neclaritate în gândire în ceea ce vă doriți. Nu e sigur, adică la modul oare pot să mă gândesc la așa ceva, pot să, sau e prea mult, și această neclaritate, pe de o parte, da, e neplăcută. Însă, gândiți-vă că tocmai acesta este rolul lunii noi pentru voi, să vă folosiți de puterea credinței și să vă dați seama cât de importantă e credința pentru a lua decizii. Și având și destinul în zodia voastră, sunt lucruri predestinate. Așadar, e un început foarte frumos în care vă veți da seama de puterea credinței în ceea ce vă doriți. Și având în vedere că, iarăși am specificat mai înainte că va veni Venus retrograd aici anul viitor, atunci va aduce împlinirea adevărată a lucrului început în această perioadă. Să menționăm și perioada pentru anul viitor când Venus va fi retrograd. Da, luna martie. Așa este. Deci este important pentru nativii berbec să poată să elibereze, datorită configurației planetei Marte, care este guvernator în casa 11, să poată să elibereze acele situații sau acele contexte în care nu se mai regăsesc, așa cum ați menționat și dumneavoastră, iar cu ajutorul credinței să poată să înțeleagă că vindecarea vine în primul rând prin acceptare. Deoarece avem și conjuncții... Toți berbecii, asta învață pe parcursul întregului an, puterea credinței și Saturn îi va aduce în situații blocante din care își vor da seama că nu pot rezolva lucrurile nici cu bani, nici cu oameni, nici cu relații, ci doar prin credință. Da. Ce frumos și mai ales că ei sunt totuși întăriți și de această conjuncție Chiron, nodul nord, care este în semnul lor, în semnul berbecului, și tocmai această configurație foarte importantă denotă, deci am avut acest aspect pe data de 5 martie, este foarte important să putem să luăm în considerare, exact cum ați menționat și dumneavoastră, întregul adevăr al nostru personal și să mergem pe drumul nostru. Mergem mai departe la nativii Taur și cei cu ascendent în Taur. Da, pentru ei aș spune că e o perioadă foarte frumoasă, pentru că, odată, această conjuncție picând pe casa 11, care înseamnă împlinirea dorințelor, da? Efectiv, dacă își doresc, pot să-și împlinească orice dorințe își doresc. Și, pe de altă parte, Jupiter fiind în semnul lor, le dă noroc în ceea ce privește corpul fizic, în ceea ce privește identitatea, felul lor de a fi, cum sunt priviți, deci se pot folosi. Mai exact, ce înseamnă asta?
dacă vor să-și îndeplinească o dorință, trebuie să meargă și să o îndeplinească, să meargă fizic acolo și vor avea noroc. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să se mai gândească la un aspect, că prioritare sunt acele dorințe care finalizează. Ce înseamnă asta? Dacă au proiecte care trebuie terminate, da? Și s-au blocat cumva, ei, acum e momentul să deblocheze și să finalizeze. Pentru că, pe de o parte, această lună nouă aduce finalizarea unor dorințe de ale lor, dar în același timp e și începutul unor altor dorințe care se vor finaliza anul viitor, după cum am zis. Pentru că zodia Pești, da, este o zodie duală, e foarte bine să avem mai multe dorințe în cazul celor născuți în zodia Taur, sau să avem mai multe planuri, mai multe idei, mai multe cărări, mai multe, deci întotdeauna mai multe direcții, da, pentru că ne permite acest semn. Așa este, într-adevăr, nativii Taur sunt foarte bine aspectați, așa cum ați menționat, deoarece această lunație în casa 11 reprezintă și sprijinul lor, poate chiar și în carieră, a unor oameni importanți care pot apărea în viața acestor nativi și care îi pot sprijini să-și îndeplinească anumite idealuri și scopuri. Da. Mergem mai departe pentru nativii Gemeni și cei cu ascendent în Gemeni. Dragilor, pentru voi înseamnă, pe de o parte, începutul în domeniul carierei, dar pe de o parte și finalul în domeniul carierei. Adică, cum să zic, e un pic mai dificil, pentru că începuturile pe care vi le doriți în domeniul carierei, e bine să începeți. Deci e bine. Problema este că ceea ce veți începe acum, pe parcursul verii, da, undeva pe la finalul verii, se va întâmpla ceva care va aduce o transformare radicală, majoră, ca și cum strică totul. Da? Pentru că vine Pluto retrograd în casa 8-a pentru voi și asta va duce la niște mari probleme ale acestor începuturi. Dar problemele cauzate atunci se vor rezolva cu Venus retrograd anul viitor în martie. De asta zic că e un pic mai dificil pentru cei din zodia Gemeni. Dar până la urmă, Saturn, pe mijlocul cerului, le va schimba cariera. Deci, Saturn pe mijloc schimbă cariera, vreau să zicem, nu neapărat la toată lumea schimbă cariera, pentru că la unii le va da încă o carieră în paralel. Deci, unora se schimbă, alții își vor mai lua o carieră și vor avea două, da? Pentru că peștii permit acest lucru. Dar Saturn aici le va schimba imaginea, statutul, da? Și această lună nouă este acest început. Atenție doar la sfârșitul verii care va duce acele schimbări majore. Însă nu trebuie să vă gândiți că va fi rău, pentru că acel rău, în ghilimele, care vine, acea schimbare mare, neașteptată, aduce adevăratul bine în carieră de anul viitor. Anul viitor, undeva prin martie, tot cu ocazia acestei luni noi din Pești. Așa este. Mergem mai departe să vedem ce se va întâmpla cu nativii Rac și cei cu ascendent în Rac. Da, dragilor, nativi din Rac, pentru unii dintre voi e momentul să vă întoarceți acasă, pentru alții e momentul să plecați în străinătate. Depinde, într-adevăr, acum depinde de configurația planetelor natale la fiecare, dar în principiu sunt foarte multe lucruri care privesc străinătatea, da, pe de o parte, adică a veni, a pleca, și gândiți-vă ca și proiect final. Deci dacă aveți de gând să vă întoarceți acasă, acum e momentul să finalizați lucrurile acolo și să veniți spre casă. E un moment foarte bun. Pentru cei care vor să plece, da,
E un început, dar adevăratul început va fi anul viitor. Însă se poate merge și de acum, doar că va fi această perioadă de probă, ca să zic așa, de un an de zile. De asemenea, pentru cei născuți în Zodia Rac, veți avea, să zic așa, discuții, mai degrabă nu discuții, nu provocări, să zic blocaje în ceea ce privește relațiile cu niște rudenii de departe. Fie că sunt ca și grad de rudenie de departe, fie că sunt fizic departe, dar vor fi niște blocaje. Ei bine, folosiți-vă de intuiție, pentru că acum e posibil să rezolvați aceste blocaje, dar vă trebuie intuiție. Nu mergeți pe logică, nu mergeți pe ceea ce considerați că e clar, e simplu, nu. Bazați-vă pe intuiție, ceea ce vă spune sufletul, aia se va întâmpla. Și trebuie să aveți credință. Și în acest fel veți rezolva diferendele existente cu aceste rudenii de departe, da, aceste diferențe pe care le aveți cu aceste persoane. Da, e un început, e un început. Da, mai ales că ei au fost destul de încercați nativi Rac în ultima perioadă și este foarte, foarte important pentru ei să poată să găsească puterea să înțeleagă și să treacă peste acele tulburări pe care Marte în casa 8-a le-a provocat acestor nativi și să poată să se elibereze din toate aceste gânduri negative care de foarte multe ori poate i-au blocat și care le-au adus și foarte multe, poate și pentru unii, pierderi financiare. Mergem mai departe. Da, mă bucur că ați adus în discuție chestia asta. Le-au adus pierderi financiare. Sigur că da, Marte pe casa 8 aduce pierderi financiare pentru cei care nu dau întâietate valorilor celorlalți. Casa 8 înseamnă banii altora. Ori dacă ei au avut datorii către alții, inclusiv gen impozit către stat, și nu le-au achitat și nu le-au plătit și puteau să le plătească, le-a adus pierderi. De aceea e, deci, Marte pe casa 8-a e rău pentru că trebuie rău, în ghilimele, trebuie să dăm întâietate valorilor celorlalți, banilor celorlalți. Și atunci trebuie să dăm ce nu e al nostru. Și în felul acesta vom evita pierderile și mai mult vom primi noi. Pentru că în funcție de corectitudinea deci corectitudinea pe care o avem față de banii celorlalți, în aceeași măsură vor fi corecți, va fi corectă viața să ne dea banii care ni se cuvin. Și e vorba de bani pentru care n-am muncit. Sunt bani care ni se datorează din trecut, din alte vieți. Da. Mergem mai departe să vedem ce se va întâmpla pentru nativii leu și cei cu ascendent în leu. Da, pentru nativii leu, la ei, sigur, această lună nouă pică în casa 8-a. Și casa 8-a, exact ce ziceam mai înainte, de banii altora, de corectitudinea vis-a-vis de valorile altora. Acum, pentru lei, ar fi bine să pună pe primul loc finalizarea datoriilor pe care le au. Sau, dacă nu o pot finaliza acum, cel puțin să facă demersuri spre a eșalona și, în acest fel, eșalonând, pot să scape de datorii până anul viitor, în februarie. Și, indiferent de mărimea datoriei, pentru că fiind Neptun aici, nu contează dacă au datorii, să zicem, au rate pe 10 ani încă, alții pe 30 de ani, într-un an de zile pot scăpa de toate. Prin credință. Pentru că Neptun favorizează acest aspect. Adică Neptun în casa 8-a zice gândurile tale de bogăție se vor împlini în măsura în care crezi în ele. Ori, această lună nouă pentru lei favorizează rezolvarea problemelor financiare,  װ װ װ││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 
pe care le au față de alții într-un termen foarte scurt. Zic foarte scurt, un an de zile. Dar da, e dificil, e greu, pentru că e casa 8-a și în acest proces, da, de gândire, de rezolvare, în aceste zile, ei vor trece și prin perioade de panică, pentru că casa 8-a înseamnă panică, vrem, nu vrem. E acea panică generată de și dacă pierd tot, și dacă o să fie așa, și dacă e riscant. Da, riscul e hrana casei 8, într-adevăr. Da, și până la urmă este foarte important că ei trebuie să înțeleagă și cu cine se asociază, și cu cine mai pot merge mai departe sau nu, deoarece da, toată eliberarea aceasta pe care Marte o propune în casa 7 este foarte importantă pentru nativii leu, este de luat în considerare a face diferența între cei cu care mai pot colabora și cei cu care și-au încheiat orice formă de colaborare. Și mai ales respectul pentru valoarea celorlalți, adică a colaboratorilor. Respect pentru valorile lor, pentru banii lor, pentru tot ce înseamnă valoare materială, pur și simplu. Asta e. Da, așa este. Mergem mai departe să vedem ce vor face nativii Fecioară și cei cu ascendent în Fecioară. Da, pentru ei această lună nouă se produce pe axa eu tu, zic, da? Adică axa relațională, pe casa 7 în primul rând. Ei bine, acum, pentru unii înseamnă începutul unor despărțiri. Pentru alții poate însemna întâlniri la care nici nu visează și nici nu vor crede că se vor finaliza atât de frumos și nici măcar nu dau importanță întâlnirilor pe care le au acum sau viitorul pe care pot să-l aibă cu persoanele cu care se întâlnesc acum. Însă, cei care vor să pună punct unor relații, acum e momentul să pună punct. Și problema, ca să zic așa, nu e că dacă vor să pună punct, pentru că dacă lucrurile sunt de manieră de a pune punct, se va întâmpla. Aici e Saturn acum. Și Saturn dă importanță acestui aspect. Așa că dacă lucrurile au pornit-o pe calea despărțirii, se va întâmpla. Vor, nu vor, ca să zic așa. Însă, pentru alți nativi din zodia Fecioară, este un început. Întâlniri cu persoane la care nici nu visează cât de frumos va fi parcursul cu acele persoane, indiferent că vorbim de relații de iubire sau relații de afaceri, orice fel de parteneriat. Deci o perioadă bună să pună pe primul loc relația cu ceilalți. Da? Acolo să se ducă să se consume energia lor în aceste zile, da? Undeva începând de pe 10 până pe 15, da? În primele 5-6 zile de după luna nouă. Da, și este foarte important deoarece luna nouă în Pești face și un sextil foarte frumos cu Jupiter și Uranus, bineînțeles, care sunt aflate în Taur, în casa noua, iar fecioarele pot face și gesturi nebunești, fiindcă noi le știm pe fecioare foarte cuminți, iar în tot acest aspect ei pot fi luați prin surprindere, așa cum ați menționat, domnul profesor, de gesturile frumoase ale partenerilor. Pot pleca undeva cu partenerii, pot organiza o plecare împreună cu partenerul. Deci este foarte important pentru ei să-și asculte intuiția. Da, inclusiv pot să-și facă planuri de viitor cu partenerul, sigur că da. Da, ia. Da. Mergem mai departe să vedem ce se va întâmpla cu nativii Balanță și cei cu ascendent în Balanță. Da. Pentru nativii cu ascendentul în Balanță și cei născuți în zodia Balanță, luna nouă, petrecându-se pe casa 6-a a bolilor și a muncii, o casă rea, ca să zic așa, da, care ne predispune la multe compromisuri neplăcute, la multă muncă în zadar, ca să zic așa, n-ați zice că e tocmai neplăcută, ați zice altfel. Ca să vedem partea frumoasă,
în acest aspect. Gândiți-vă că în acest an vă puteți realiza visul dumneavoastră de sănătate sau de muncă. Da? Dat de Neptun, pe ultimul grad de aici, Saturn cu importanța, da? Și faptul că adică aceste zile, din 10 până în 15 martie, puneți bazele, da? Puneți bazele începutului unor lucruri care privesc sănătatea sau munca. Și veți avea munca de vis sau sănătatea de vis, sănătatea la care visați. Pentru indiferent, indiferent de vârstă, indiferent de școlarizare, nu contează. E un moment fantastic pentru cei născuți în zodia Balanță, da? Ca să transforme această casă rea, aceste probleme, aceste dificultăți date de Saturn pe 6, mai ales că da, tot anul te-ai dificil. Acum e un început de rezolvare a acestor dificultăți și de a transforma aceste probleme, ca să zic așa, pentru că casa 6 nu prea ne dă zile bune, da? Mereu avem impresia că ceilalți sunt mai importanți, că trebuie să-i ajutăm, mereu trebuie să sărim în ajutorul cuiva și nu mai avem timp de noi. Ei bine, iată un moment de început foarte bun în care veți realiza pentru voi lucruri uimitoare, în primul rând pe sănătate și pe muncă. Da, mai ales că nativii Balanță, din punctul meu de vedere, în ultima perioadă chiar și-au dorit foarte mult să poată să se ocupe mai mult de planul relațional și de planul acesta al relaxării și al unei dorințe de a petrece și un timp plăcut și pentru a putea să facă și ceea ce le place. Și este foarte important pentru ei să înțeleagă că trebuie să poată să iau o decizie și într-un plan relațional. Adică și acolo este vorba despre o anumită rutină a relației sau un anumit stil de viață, da, care trebuie abordat într-un alt mod dacă ei ajung la concluzia că relația în care se află este o relație care le aduce plăcere, care le face plăcere. Bineînțeles, e destinul pe casa șaptea lea și atunci întâlnesc cu oameni predestinați. Mai mult, să se folosească de casa opta, de Jupiter nou, care le-a adus bani. Deci, într-un fel sau altul, le-a adus niște sume de bani la care nu sperau. Ei bine, să se folosească de acești bani pentru relații și pentru împlinirea viselor legate de muzica. Da. Așa este și atunci este foarte important pentru nativii Balanță să poată să înțeleagă că și faptul că se află într-un parcurs relațional și aici trebuie să-și stabilească anumite criterii și o anumită disciplină. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă cu nativii Scorpion și cei cu ascendent în Scorpion. Da, pentru ei e o mică problemă, ca să zic așa. Tot acest an, deci întregul an, da, e favorabil lucrurilor care le fac plăcere. Adică ei trebuie să-și dea seama în acest an cât de importante sunt, cât de importantă este bucuria lor în viața lor. Ei bine, doar că mereu când să fie ceva bine, când să fie un lucru bun, când să se bucure, a apărut ceva și i-a blocat, da? Pentru că aici este Saturn. Dar trebuie să continue mai departe. Iar acum, da, această lună nouă zice, acum poți să-ți dai seama că pentru a obține bucuriile pe care ai încercat tot anul să le, nu mai să le obții, să le menții, acum le poți obține doar prin credință. Acum e ceea ce ziceam la început. Nu cu bani o să te bucuri, nu cu relații, nu, ci prin credință. Dacă crezi cu adevărat, da, Domnul îți va da, divinitatea îți va da ceea ce îți dorești ca să poți să ai o stare de fericire continuă. Cu toate că nu e corect spus fericire continuă, dar aceea stare de mulțumire, să zic, continuă, da? Pentru că aveți
această libertate în acest an de a face lucruri care vă fac plăcere. Ei bine, acum e un moment mult mai bun decât alte luni noi pentru voi ca să începeți să fiți fericiți. Vă trebuie doar credință, cum am zis, doar credință. Deci credeți în fericirea voastră și va veni. Așa este, mai ales că nativii Scorpion sunt într-o perioadă în care ei pot face și o mutare de casă sau se pot gândi la o situație care să implice un imobil. Este foarte important pentru ei să înțeleagă că trebuie să învețe să și primească, fiindcă pot fi luați prin surprindere și de către parteneri, prin anumite cadouri sau invitații, sau poate chiar să se bucure de o perioadă, să spunem așa, ca și nativii Leu, de anumite flirturi sau situații care să implice și această zonă relațională. Deci este de menționat că trebuie să fie un pic atenți și la aceste amantlăcuri, să spunem așa, la fel ca și nativii Leu. Mergem mai departe pentru nativii Săgetător, să vedem ce se întâmplă și cei cu ascendent în Săgetător. Ei se vor muta cu certitudine. Dacă până acum au amânat momentul mutării, acum e timpul să se mute. Și ei fie se mută, fie, ca să fiu mai corect, a zice altfel, să se gândească cei născuți în zodia Săgetător, să se gândească unde au dormit tot anul ăsta, camera în care au dormit, da? Și patul în care au dormit. Ei bine, de la această lună nouă încolo se va schimba fie patul unde au dormit, adică va fi în altă casă, fie va veni cineva în patul lor. Dar schimbare va fi. Deci e această schimbare în casă care începe acum. Dacă până acum nu era foarte clar, acum e clar că fie se vor pleca de acasă, fie își vor schimba casa, fie se vor căsători sau se vor sta împreună cu cineva. Deci este o mare schimbare și este frumoasă, plăcută și o schimbare de vis. Trebuie să creadă în acest aspect, că va fi o chestie de vis. Iar dacă să zicem că va fi bine în continuare până la sfârșitul anului sau va fi un pic mai puțin bine, de anul viitor va fi cu adevărat bine când va veni Venus retrograd și va îmbunătăți tot ce înseamnă relația lor, camera lor, casa lor. Putem să vorbim de faptul și că nativii Săgetător, mai ales că l-au și pe Saturn în casa 4, își pot găsi și ei liniștea, deoarece casa 4 înseamnă și sufletul nostru. Păi aici e problema adevărată, pentru că Saturn în casa a patra, zice, finalul autocunoașterii. Și anul, deci ei acum plătesc pentru necunoașterea de care au dat dovadă în ultimii 8 ani, aproape 7 ani. Deci tot ceea ce ei n-au făcut în ultimii 7 ani legat de autocunoaștere, acum, vor nu vor, trebuie să se autocunoască. Și acum învață puterea eului, adică cât de puternici sunt ei interiori, cât de sensibili sunt, deci cât de mult îi afectează orice vorbă spusă din exterior. Ori, e adevărat că vorbele în principiu ne afectează, dar dacă noi ne cunoaștem cine suntem, atunci înțelegem și de ce acel cineva spune aia despre noi și nu suntem afectați negativ, da, psihic. Ori asta învață ei și anul viitor, în luna mai, se va încheia această maturizare a lor. Deci da, e un pic dificil aici, dar pentru Săgetătorii care trec prin dificultăți de acest gen, nu sunt decât lucruri neînvățate în ultimii 7 ani. Iar acum pot să rezolve aceste lucruri prin credință. Dacă cu alte luni noi, dacă cu alte aspecte, era, putea rezolva cu bani sau cu, mă rog,
cu, nu știu, prin relații de muncă, prin parteneri. Acum rezolvă prin credință. Pur și simplu crezând că se împlinește, se va împlini. Lucru care greu e, când zic, da, e greu, e dificilă și credința, e greu a crede. Numai că fiind Neptun acasă, e o perioadă proprie, foarte, foarte bună pentru care favorizează credința. Și dacă acum ne este greu să credem, ce vom face cu peste câțiva ani cu Neptun în Berbec, când nu vom da doi bani pe credință? Și vom vedea că e păcat. Dar bine, asta va fi viitor. Da. Să vedem mai departe ce vor face nativii Capricorn și cei cu ascendent în Capricorn. Pentru ei e o perioadă foarte bună să îmbunătățească viața. Deci, în general, orice chestie de care trebuie îmbunătățită, o pot îmbunătăți. Mai mult, pot să finalizeze acum niște cursuri, da? Alții pot să înceapă niște cursuri. Deci e favorabil și începutul și sfârșitul, da? E o perioadă foarte bună pentru ei ca să acumuleze cunoștințe noi. Și aceste cunoștințe le vor folosi foarte mult pentru că le vor da atât puterea informației, da, cât și credință foarte multă. Iar Saturn, de asta zic că această lună nouă e de departe mai importantă decât celelalte luni, pentru că aici e Saturn. Și unde e Saturn? Zice că acelea sunt lucruri importante și obligatorii, vrem, nu vrem. Da, noi ne putem ocupa de orice altceva, dar faptul, de exemplu, pentru Capricorn, că aici e Saturn pe casa 3, da, scoate în evidență importanța informației în viața lor. Și atunci e o perioadă foarte bună să nu stea locului nicio clipă, nici fizic, nici intelectual. Deci să fie într-o permanentă mișcare. Această lună nouă e un început foarte frumos, în care pot finaliza proiecte care țin de studii, pot începe proiecte. De ce zic și finalizare și începuturi? Pentru că peștii finalizează. E adevărat că peștii finalizează, dar e foarte important unde retrogradează planetele, în viitor. Iar în viitorul apropiat, prima retrogradare a lui Venus vine aici. Și e o chestie bună. De aceea e și un început. Dar e, să zic așa, doar începutul începutului. Pentru că adevăratul început va fi anul viitor în martie, la următoarea lună nouă. Și încă îl mai prind pe Saturn tot aici, că după aceea va pleca în Berbec. Deci, dragilor, din toate zodiile, dați importanță acestei luni noi. Pentru că aici e Saturn și în curând vine și Marte. Bine, acum și el va aduce un pic de importanță, dar e Saturn. Dați importanță acestei luni noi. Dați importanță ceea ce se întâmplă, ceea ce faceți. Pentru că, încă un aspect, multe lucruri vin de la divinitate și peștii pot fi, gândiți-vă că peștii îi pot fi asemuiți cu un geamat, cu un rucsac pe care îl avem în spate și nu știm ce avem în el, da? Poate fi rău sau bun. Ne dau indicii planetele, odată cele natale, dar în primul rând ne dau indicii planetele din tranzit. Zice că acum sunt lucruri grele în rucsac de la Saturn, dar sunt grele pentru că ne folosesc pentru mult timp înainte. Iar Neptun mai zice că sunt ideale. Ori conjuncția asta Saturn-Neptun, zice că dacă punem pe primul loc credința în idealul nostru se va împlini. Și ne vom folosi de aceste lucruri timp de 30 de ani până vine din nou Saturn aici. Iar Neptun atunci va fi la final de Berbec, undeva spre Taur, aproape. Mergem mai departe la nativii vărsător și cei cu ascendent în vărsător. Da. Pentru cei care sunt născuți în zodia vărsător, dacă luna nouă picând pe casa a doua a banilor, înseamnă importanța
banilor în viața vărsătorilor. E vorba de bani munciți, e bani pentru care se depune efort. Nu sunt bani mulți, sunt bani constanți lună de lună, da? Nu vorbim de bani primiți, da? Sunt bani munciți. Ei bine, iată un moment prielnic pentru a începe, nu știu, o nouă muncă, pentru noi venituri sau o nouă sursă de venituri pentru vărsători, o nouă sursă ideală, fenomenal de bună, a zice nemaipomenită de bună. Doar că încet, cu răbdare, fără grabă, pentru că Saturn încă e aici, dar se va dovedi nesperat de frumoasă și de bună această sursă de bani pe care o vor descoperi sau o vor începe, că nu e vorba neapărat de a descoperi acum, e vorba mai mult de a pune în aplicare, a începe să pună în aplicare, care până acum a fost gândită și de acum să fie pusă în aplicare. Dar iarăși încă un aspect pe care vreau să-l menționez, iarăși valabil pentru toate zodiile. Sigur că pești înseamnă final, sigur că ne putem gândi, păi acum la începuturi cu pești, eu știu. Da, e Saturn și Saturn zice că e important, deci orice proiect care se face acum e important pentru că e posibil ca el să vină pe calea divinității, el să ne fie predestinat. Da, și mai ales că vom avea și această intrare a planetei Mercur în semnul berbecului. Nativii vărsători vor avea idei bune. Vor fi oameni care vor avea poate o idee genială, care pusă în practică, va aduce și rezultatele scontate. Deci sunt oameni de bază, oameni care vor fi luați în considerare în tot ceea ce înseamnă aceste proiecte pe care le vor avea în desfășurare. Este un tranzit foarte bun. Și ce proiecte, pentru că anul ăsta intră definitiv Pluton vărsător și pe unii le vă dă putere maximă, de alții omoară, recunosc. Recunosc că Pluton omoară, dar dacă ne vom transforma viața radical și vom uita de trecut și ne vom gândi la viitor, Pluto ne va da puterea maximă, puterea supremă, puterea, bine, pe casele unde pică la fiecare, dar gândiți-vă că vărsătorii acolo au soarele, e viața lor în joc. Deci da, e o putere fenomenală care vine pe capul vărsătorilor. Atenție ce faceți cu această putere, pentru că cu puterea lui Pluto e foarte periculoasă. Da. Mergem și la vedeta perioadei, nativii pești și cei cu ascendent în pești. Da, pentru ei a zice că e o perioadă ideală, foarte frumoasă, odată că ei vrând nevrând învață puterea credinței, învață ce înseamnă credința și cât de importantă este în viața omului, da? Ori această lună nouă, acest început de, da, e picând în semnul lor, mai fiind aici și Saturn, și Neptun, este, a zice, nemaipomenit de bine pentru ei. Nemaipomenit de bine. Și, pentru că e o combinație perfectă de împlinire a idealurilor pe termen lung. Atenție, dragi pești, dacă aveți dificultăți, ca să zic așa, aceste dificultăți, e adevărat că fiecare avem astrograma proprie, sigur că da, dar până la urmă aceste dificultăți sunt date de, să zic, slaba credință în ultima perioadă, slaba credință. Și atunci mergeți pe această cale, pentru că prin credință veți vedea cât de ușor se rezolvă toate. Ori această lună nouă e penultima stație de a vă da seama, zic penultima pentru că ultima va fi anul viitor. Asta este penultima stație de a vă da seama de a începe să credeți cu adevărat în puterea credinței. Și toate se vor împlini.
Așa este, mai ales că ei au și o datorie foarte importantă, fiindcă eclipsele vor fi pe case financiare 2-8, iar eclipsa din 25 martie în semnul balanței îi îndeamnă pe ei să fie foarte dispuși să poată să accepte acele surprize care pot fi veni din partea sorții, pot fi moșteniri, pot fi cadouri, pot fi sponsorizări, pot fi sume de bani care pot veni pentru ei într-un mod nepremeditat și neluat în seamă. De asemenea, trebuie să-și pună în valoare talentele și aptitudinile și să poată să înțeleagă că au nevoie de un nou plus pentru a face față tuturor acelor sarcini pe care Saturn le impune prin aspectarea în semnul lor. Și toate aceste planete pe grad anaretic, cum le avem și pe Neptun, înseamnă să dăm dovadă și exemplu celorlalți prin puterea intuiției și a credinței și în același timp au și un rol de lider pentru ceilalți. Vreau să vă adresez mulțumiri pentru această emisiune și pentru toate aceste frumoase și foarte, foarte corecte lucruri spuse despre această lunație în semnul peștilor. Iar la final vreau să vă invit să le adresați și celor de acasă un îndemn pentru această perioadă. Această perioadă este foarte importantă prin prisma puterii credinței în viața noastră. Sigur că nu pentru toată lumea credința are o însemnătate foarte mare, dar depinde pe ce casă cade, la unii mai mult, alții mai puțin. Însă, în aceste zile, da, și mai ales în 10-15 martie, veți vedea că oricât de neimportantă considerați credința, ei bine, veți vedea că prin credință obțineți lucruri fenomenale. Vreau să vă mulțumesc, domnul profesor, pentru toate informațiile acordate, atât mie cât și celor de acasă, cu un deosebit respect pentru toată munca dumneavoastră și o să vă invităm și altă dată cu alte subiecte la fel de interesante. Mulțumim din nou pentru prezența în cadrul emisiunii Wow Zodiac, iar celor de acasă le dorim să poată să țină cont de toate aceste sfaturi și soluții pe care le-ați propus pentru ei în cel mai benefic mod. Vă mulțumim și vă dorim toate cele bune! Mulțumesc, Doamne ajută!